Bună ziua, bună ziua, bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi începem noul an cu acest aluat fraged cu smântână. Aici am 500 de grame de făină. Și voi pune sarea, un praful de sare peste făină. Așa. Și o să amestecăm așa bine făina cu sarea. Așa. Ia să-mi aduc și o palețică. Nu mi-am adus palețica. Am adus și o palețică și vom pune untura și untul peste făina noastră. Așa. Toată untura și tot untul. Deci în total am 250 de grame de unt cu untura. Punem deoparte. Și acum, cu mânuțele, luăm și strângem untul cu untura cu făină. Așa. Până obținem ca un nisip. Și strângem așa. Vedeți? Așa. Și apoi adăugăm gălbenușurile cu vanilia și cu smântână. Și dacă mai e nevoie, mai adăugăm puțină făină. Dar dacă nu, o lăsăm așa. Așa, și amestecăm așa bine până se incorporează bine făină cu untul și cu untura. Și strângem. Strângem așa făina cu untura și cu untul. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit în noul an. Asta este prima dată când intru în direct în acest an. Vom intra din ce în ce mai des. Așa. Și strângem așa. Vedeți? Până o să avem așa un fel de nisip, să semene cu nisipul această făină cu unt și cu untura și cu praful de sare. Așa facem, încet, încet. Ia uitați. Apoi vom pune aluatul în folie de plastic și vom lăsa la odihnit. Și vom topi puțină ciocolată, că o parte din fursecuri o să le dăm și prin zahăr, dar și prin ciocolată. O parte o să facem cornulețe și o să le umplem. Eu le umplu cu caise uscate și cu nucă. Prefer în locul rahatului, dar cine dorește poate pune și rahat la cornulețe și dulceață de prune sau măgiun de prune cu nucă, le umpleți cu ce doriți. Și o parte din fursecuri o să punem câte o cireașă din sirop sau din dulceață și apoi o să le dăm la cuptor și le dăm prin zahăr pudră, după aceea pe toate. Așa. Vedeți? Cum s-a făcut? Ca un nisip. Așa. Încă puțin și adăugăm restul ingredientelor. Așa. Cam așa trebuie să fie. Acum vom adăuga gălbenușurile. 3 gălbenușuri. Cu smântână. Aici am 300 de grame de smântână. Așa. Și punem și esență de vanilie.
amestecăm bine. Așa. Și amestecăm așa bine totul. Și am să amestec cu mâna. Așa, încet, încet amestecăm aici. Până obținem aluatul nostru. Vom mai avea nevoie și de puțină făină ca să întindem. Deci în jur de 600 de grame de făină ne vor trebui. Deci cu tot cu întinsul aluatului. Așa. Amestecăm așa încet. Și apoi îl punem în folie alimentară să se odihnească puțin. Și dacă mai e nevoie de puțină făină, mai adăugăm. Vedeți, începe să prinde formă aluatul. Așa, mai amestecăm puțin, puțin, puțin. Și dacă vedem că se lipește, putem adăuga puțină făină. Și am să adaug o lingură de făină. Ia să-mi iau o lingură. Așa, și adaug o lingură de făină. Și îl împăturim așa, îl tragem. Vedeți, aluatul nostru este gata. Și acum o să-l punem în folie alimentară, în folie de plastic. Vedeți? Așa. Să dau deoparte. Așa, am să dau deoparte și mă clătesc puțin pe mânuțe. Așa. Și să strângem de aici. Pup,
pupici Mirela. Pupici tuturor. Și bine ați venit la Camelia în bucătărie. La prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Așa, aluatul nostru este gata și acum îl vom pune în folie alimentară să se odihnească. Și cât se odihnește, între timp ne preparăm cireșele, ne preparăm ciocolata. Ne punem aluatul aici. Așa. Eu îl mai împăturesc așa o dată de două ori. Și acum îl pun în folie. Și îl dau puțin la frigider. Așa. Ia uitați. Și îl dăm puțin la frigider și ne